Hai să ne uităm acum cine conduce PNL-ul. Huțucă de la Eforie, domnul Chițac de la Eforie, secretarul general de la Eforie și mai în ultimul rând am zis că vor să pun un președinte la Consiliul Județean din altă localitate. Unde sunt pedeliștii? Colega dumneavoastră. Care sunt prieteni și eu l-am adus în politică și urez baft. Pe Florin eu l-am adus în politică în 2004, poate să vă spun. Nici nu vrea, i-am spus Florine, sunt astea, 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 asta e altă discuție când o să discutăm, da? Să trecem la lucruri concrete, da? Unde sunt pedeliștii? Deci noi am avut 32%, iar PNL-ul a avut cel mai mult 18% pe timpul lui Tăriceanu. Acum 30%, dacă mai sunt pedeliști în conducerea PNL-ului, 60% sunt care n-au avut treabă în 2012 cu politica la PNL și putem să-i luăm pe degete de la Constanța, și mai sunt 20%. Dar lăsați că nici candidatul PSD la Consiliul Județean prea a avut treabă cu politica. Asta e altă poveste. Dacă hai să trecem la PSD. Ne place sau nu ne place, e singurul partid care a fost consecvent. Am aici, în fața mea, lista bugetară de investiții a primarului Florin Mitroi, pe care îl apreciez de la Valul Trean, și are decât 83 de milioane. Are 43 de milioane. Are 8 milioane și 600 de euro. Deci Comuna Castelul are în derulare din momentul de față până în... Dar de unde aveți lista PNL-ului la Valul? E pe site-ul primăriei. Am descărcat bugetul, știu unde să mă uit și vă arăt și dumneavoastră. Și venituri și cheltuieli, să vă arăt lista, ca să înțelegem o dată pentru totdeauna că administrația publică să face dacă știu unde să te uiți. Da? Uitați, aici sunt banii de la sport care am zis în execuția bugetară. Scriu 65.000 de lei. Să vă arăt tot. Eu nu am nimic cu nimeni, dar nu pot să vină cineva să-mi spună că la nisiparul suntem în evul mediu, în condițiile care alții visează să aibă atâtea investiții. Și dumneavoastră, fiind un reporter apolitic, este lista lui Valul Trean, spuneți dumneavoastră sumă. E cu verde 43 de milioane? Lei? Da, eu văd așa, sunt un... Nu simțiți, doamnă, dacă spun... Păi nu, dar de ce nu ați făcut comparație cu altă comună? De ce Valul? Că este candidatul la... Nu, fiindcă Florin, într-adevăr, știe ce înseamnă dezvoltare, știe ce vrea și are în continuare încă 1.400.000 de euro pentru dezvoltarea localității. Așa. Eu, care zic cei că sunt în evul mediu, am dublu.